La 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 la. Amos jesse, plaha amos jesse, jak tele. О, норок! Як то лишит? Каса весь. Hai. Bună ziua și bine v-am găsit la briefingul săptămânal al Partidului Democrat. Noroc, noroc, noroc. Ce scuze pentru întârzierea cu care are loc acest briefing. Nici o problemă, eu pur și simplu zbor, am zbor în România, am un turneu, dar e ok, am așteptat cu nerăbdare, n-am putut să plec fără a vorbi cu tine. Noroc, prieteni, hai să vă salut și pe voi, bun găsit la acest live, tare scurt, n-am putut, e ca... Spicalii de a-mi face bagajele, de a-mi încărca telefoanele, powerbank-urile. Azi zbor în România în mini-turneu de care v-am vorbit, de-am v-am înflut, cap, înflut capul. Dar n-am putut să nu vorbesc despre isprava democraților, ca în fiecare marți să ne minuneze cu distanța de... distanța la capitolul evoluției de, a lor față de homo sapiens sau așa cum ar trebui să fie homo sapiens. Nu știu dacă ați urmărit briefingul săptămânal de astăzi, dar iacă există perlă, există aur și mai sus de asta există briefingul Partidului Democrat, săptămânal organizat de dânși. Lealicică, lealicică. Voi sper că v-ați conectat, sper că se aude, se vede foarte bine. Hai, repejor, să trecem în revistă subiectele care au fost discutate și protagoniștii acestui briefing. Da, parcă este live, parcă tet, ei, băț. Perfect. Ok. Ne salutăm, ne spunem una altuia de unde suntem, ne mai trimitem pe la origini, ca de obicei, și dacă mai vedem câte un troll, băgăm un like și îl ridicăm în top, cum ne-am înțeles. Prieteni, așadar, hai să urmărim declarațiile de la briefingul săptămânal organizat de Partidul Democrat. Hai, pornește. Ea se datorează în mare parte agendei încărcate a ședințe săptămânale, care a avut loc și, desigur, și necesității convocării. Nu, no, nu, no, eu nu pot, serios, eu îl pun pe rapid pe dânsul. Eu o să-l pun la... Eu să pun la 1.25 și azi deam, dacă e repede sau nu. Ședinței biroului permanent după această ședință, după ședința săptămânală a partidului. Dar... Palebom, Ilian, dă să-l pun la 1.30. Așa. Hai. În primul rând vreau să vă anunț că împreună cu colegii noi am făcut cunoștință cu rezultatele unui sondaj de opinie. După cum am anunțat anterior, noi facem acest sondaj de opinie o dată la două luni pentru a verifica. Pe scurt, spoiler alert, PDM a comandat un sondaj de opinie. PDM plătește cuiva să întrebe oamenii cât de bun e PDM-ul. Cum credeți? Care sunt rezultatele sondajului? Corect. Mergem mai departe. Asta e un prim subiect. Sondajul de opinie a fost. După asta, ca pe scurt, eu am zis, azi e tare pe scurt. Plahotniuc sare în subiectul cu... trupelor, oameni în teritoriu și alte partide care preferă să răspundă la întrebări, să plece în teritoriu. Stai că și o concluzie foarte faină, o concluzie care el a tras apropo de acest sondaj. Ai trebuie să o auziți pe asta mai lent. Cu oamenii să decurgă după un alt principiu, un nou principiu, astfel încât cetățenii să fie nemijlocit implicați în prioritizarea agendei guvernamentale. Deci, ca să înțelegeți, nu știu dacă ați observat sau nu, dar ieri, Comisia Electorală Centrală o respins o dorință de a face democrație în Republica Moldova unui grup civic care zice, băi, noi vrem să ne înregistrăm ca grup de inițiativă, ca după asta să inițiem un referendum. Nici măcar, știi, nici măcar... Referendumul, nu că s-a întâmplat referendum, nu că el nu a avut loc, nu că el a fost nevalidat, dar nici măcar nu le-a dat voie să adreseze această întrebare. Nu spate, gata, e votul mixt, închide gura, marș la loc, tași din gură. Cine ți-o dă voie să grești? Eu așa am zis, tași din gură, înțelegi? Puțin mai târziu o să mai vedem manifestări de astea străvechi, împământinite, înrădășinate foarte puternic în cultura noastră, de închide gura sau de dat muzica mai tare când cineva vrea să adreseze o întrebare. Dar în cazul dat, Plahotniuc trage concluzii după acest sondaj de opinie și această concluzie este că PDM-ul a înțeles că de mâna să meargă ei în teritoriu să grăiască cu oamenii, dar să-i asculte pe oameni. Și aceste exemple de ascultare pe oameni pot fi găsite așa de ușor, e ca, de exemplu, hai, nu, uite, pur și simplu, e ca, intri pe Facebook, te-ți au Facebook, voi, mă, urmăriți acest live pe Facebook, intri pe Facebook și scrii sus acolo, deci dau așa mai jos că zideți și voi, scrii sus așa, PDM Trușeni. Scrie PDM Trușeni. Prima postare de la PDM Trușeni îi
îi... Eu! Uite cum a plecat să asculte oamenii, uite! El a plecat să-i asculte pe oameni, înțeleg, în teritoriu s-a dus, i-a ascultat. Ce aveți nevoie? Aveți nevoie de ceva proteinчик? Ciocnim paharul cu proteinчик. A plecat să asculte oamenii în teritoriu, tu înțelegi? Sărbătoarea femeilor a fost una deosebită la Troșeni, datorită sprijinului oferit de domnul deputat Constantin Țuțu. Și înseamnă sprijin în sărbătoarea femeilor la Troșeni? Stai să ne uităm, poate chiriaselii, costumele, lunina, sunetul, ce înseamnă? Hai să ne dăm mai departe. Poate a venit vreun artist? 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 Țopa! O cântat Țopa în fața la 36 de oameni jumate la Troșeni. Mulțumim și mulțumim. Cum cheamă asta? Valentina Rotaru, deputat PDM, care într-un interviu la În profunzime a declarat: da, eu nici nu am vrut să devin deputată. Întâmplător pe liste am devenit, înțelegi? Am ajutat, am fost activă la partid și am devenit deputat. Hei, tinere, te gândești ce să faci în viață? Te uci în jur și spui: vai, debandade, haos în Republica Moldova. Fii activ în interiorul unui partid și vei ajunge, poate deputat, poate pe lângă deputat, poate purtător de cuvânt, poate candidat la Eurovision. Dar până la asta noi ție ți-am construit o arenă, dar stai o leacă, încă nu trădăm tăi secretele. Deci un prim subiect e sondajul PDM, după asta Plahotniuc sare în discuții despre Transnistria. După asta Plahotniuc zici că Victoria Iftodi ar fi propunerea PDM-ului pentru noua funcție de ministru al justiției. Poate ați auzit sau nu, dar Alexandru Tanasiu zis că pleacă din funcția de ministru al justiției, pentru că, așa cum a zis Plahotniuc și cum a zis Tanasiu, s-a pornit o campanie de denigrare. Numai că eu nu înțeleg ce înseamnă exact această campanie de denigrare. Vineri, Jurnal TV a postat înregistrarea audio a discuției dintre Platon și Tănase. Sâmbătă Tănase că e, zici că e doar o discuție audio. Duminică Tănase zici că pleacă din funcția asta publică în interesul public. Eu n-am văzut și o campanie de denigrare, eu prost am văzut o bâlbă și o nedeterminare și două declarații contradictorii la distanță de 22 de ore a unui ceva care a vrut deja pentru a doua oară să facă reforme în justiție. Da? Ne tută băla, coniac peste pupăză, n-a ieșit. Așadar, deci teme serioase discutăm: ministrul justiției, OSCI, Transnistria, PDM, un cel mai puternic partid, pleacă în teritoriu și face dansuri la Troșeni. Și a patrulea proiect care este, domnul Plahotniuc? Spuneți, vă rog. Colegul meu, domnul președinte al Parlamentului, domnul Adrian Candu, va face prezentarea proiectului astăzi aici și a modului în care acest proiect va fi realizat. Noi, ca partid de guvernare, vom acorda executivului tot suportul politic în implementarea acestui proiect, dar vom susține în continuare și alte obiective pentru cetățeni, inclusiv prin acest tip de parteneriate publice-private. Păzea, prieteni, păzea, chemați rudele în fața ecranelor, șuierați în țară, proiect major în țară, îl prezintă președintele Parlamentului Adrian Candu în câteva clipe, așa ne-a anunțat Vlad Plahotniuc. Și despre ce proiect e vorba? Vă mulțumesc pentru atenție și am să rog pe domnul Candu să vină și să facă prezentarea în detalii a acestui proiect. Vă mulțumesc! Stai leacă și trebuie să mă feresc din ecran ca să vedeți. Stai leacă, trebuie să mă feresc în partea asta ca să vedeți și voi ce se întâmplă. Ia câtă-l, lealicica, pusicica, uite cum zâmbește el. Jurnaliștii au îndrăznit. Dar că tot a venit încolo jurnaliștii. Nu, stai leacă, încă n-am ajuns la subiectul jurnaliștilor. Noi încă nu discutăm și cată e acolo de fiecare dată dacă tot el nu răspunde la întrebări. Dar jurnaliștii au îndrăznit să-i adresez întrebări. Pentru atenție și am să rog pe domnul Candu să vină și să facă prezentarea în detalii a acestui proiect. Hai mereu. Vă mulțumesc. Cum comentați interceptările telefonice? Ceap. Eu nu știu, prieteni, nici fel de copilărie ați avut voi, dar eu în copilărie am avut așa scene. Mama cu tata se certau și mama, vrei nu vrei, e femeie în cazul meu și mama mea are o voce mai ascuțită decât tata, pentru că tata e bărbat și bărbații de regulă au o voce mai joasă decât femeile și probabil tata, încercând să arăte mamei într-un mod tare nepoliticos după mine, cum judec eu asta, mă? Încercând să-i arăt că nu-i place vocea ridicată a mamei când îi ceartă, tata dă de muzica la radio mai tare. Ca să nu-ți facă mama auzită, probabil.
așa și aici. Uite la dânsul, noi că nu mă uite la o hmâlcă asta lui, uite la dânsul. Tu și crezi că eu să răspund la întrebare? N-a să răspund la întrebare. De asta și se cheamă briefing de presă. Noi grăim, dar tășem în același timp. Genial, ciuvac, serios. Primul politician din Republica Moldova care reușește să grăiască, dar și să stacă în același timp. Și voi n-apreciați asta. Așadar, și mai departe, ascultăm muzica. Haide să spun la viteză normală. Plaha pleacă, plaha, plaha, nu mai vine. Unde duci? Noi pentru tine am venit, dar tu ai plecat. Și te-o înlocuit, Adrian Candu, da, de ce ai plecat? Nu mai pleca, promit sunt și dor, cântem în cor, împreună! Plaha pleacă, pleacă, plaha pleacă, plaha, plaha pleacă. O scris o leacă presa despre faptul că acest track are pe fundal watermark-ul Audio Jungle. Doar că atunci când zici track, watermark și Audio Jungle într-o propoziție, tare puțin în lume din Republica Moldova înțelege și mai puțin în lume din Moldova zice, ei, mă deranjează. Așa că, dragi prieteni internauți care se pricep, da, ne deranjează, dar asta nu este furt, cum au scris unii, omul n-a furat melodia asta. Odată ce e cu watermark, asta demonstrează lene, ceva că nu s-a apucat să caute pe YouTube, dacă, dacă tot vrei, de să-l ajutăm, măi, de să intrăm pe Google. Dragă Vladimir Plahotniuc, există site youtube.com/audiolibrary/music și aici este TED gratuit, tot ce vrei, muzică de disco, muzică de dansuri, de exemplu, mood, cauți la mood, hai să căutăm angry, da, de exemplu, vrei să faci reforme, hai, angry, ce muzică aici, hai. 1200 de kilometri de drum! Fiecare sat! Noi am construit Partidul Democrat! Hai! Înțelegi? De exemplu, ar putea asta să te ajute, asemenea muzică. E gratuit, n-are niciun fel de watermark și n-a să nini internauții te-ți ghișii ăștia de tine, ok? Cu plăcere! Eu sper că Vlad Plahotniuc urmărește, dar și are el de făcut blatea musara, gata! El e liber și... De dimineață a jucat șahmat cu Cristi Tabăr, a făcut briefing, gata, s-a eliberat. Și mai face omul ăsta? Stă să îngră acasă și uit la lumina. Așadar, continuăm briefing-ul. Hai să ne uităm. Wow, inscripția Chișinău Arena. Chișinău Arena, ce înseamnă asta? O să se construiască la Chișinău o arenă mare sportivă și despre asta vine să ne vorbească președintele Parlamentului Adrian Candu? Da, prieteni, este anul 2018 și în statul de drept Republica Moldova despre o arenă sportivă ție-ți grăiește președintele Parlamentului. Și ai spus, e an electoral, n-are nicio legătură, închide gura. Marș de aici. Ta 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 ram, ta 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 ta. Genial. Băi, serios. Eu am, toamna trecută mă uitam cu uimire cum pleacă Plaha pe la Strasburg, pe la Bruxelles. Și Plaha e primul în față, fără funcție în stat. Și în spate stă Cibotal, ministrul justiției, Galbur, ministrul de externe, care era, da? Și stau în spatele lui. Oamenii care sunt oficiali în stat stau în spatele unui ceva care nu are funcție în stat. Și amu, Plaha, îți grăiești ție despre transnistri, despre ministrul justiției. Și iese Candu și îți grăiești despre stadioane. Bleați! De ce? De ce ciuvacul ăsta nu-și găsește de treabă? Uite la dânsul, nu? Pe chipul lui să citește tristețea asta. El a vrut să și undeva, el a vrut să și mâna dreaptă. El era o perioadă mâna dreaptă. Și amu, și asta. Nu există oameni, funcționari publici care să grească despre parteneriate publici private, despre construcții de stadioane, în afară de Candu. What the fucking fuck? Cetăți întregime. Ascultați-vă și entuziasm niciodată. Și tendenții de o vreme. Bună ziua, dragi prezentanți ai presiei. Am onoarea să vă prezint un proiect la care se lucrează deja de o vreme. Cu regret, în 26 de ani de independență și de existență a statului Republica Moldova, noi nu am avut ocazia și nici contextul să dezvoltăm un proiect de o importanță națională. Da, acest proiect de importanță națională trebuie să scheme suveranitate, dragă domnă Adrian Candu, așa cum ai declarat-o prin 2015-2016. Mulțumea Adrian Candu într-o postare pe Facebook.
eroilor căzuți pe Nistru și eu nu obosesc să repet asta. El mulțumea că datorită lor noi acum trăim într-un stat liber. Doar că Adrian Candu nu vrea să remarce că proiectul național de fapt care se numește statul Republica Moldova de asta trebuie de ocupat. Și după asta de gândit la stadioane. Dar Adrian Candu este omul potrivit să grească despre asta. Felicitări! Superb! Care se aducă beneficii societății în întregime, un proiect de infrastructură. Pirapid, ciuvac, pirapid. Care în mod să servire infrastructura culturală și sportivă. Hai, iepuraș, mai revin. Proiectul în sine presupune un parteneriat public și privat. Am înțeles. Suportul politic, deoarece vom avea nevoie și de voturi în Parlament pentru a modifica legislația acolo unde este nevoie. Oh, ia ca aici și-a justificat Adrian Candu prezența. E nevoie de voturi în legislativ ca și construit un stadion la Stăuceni. Maladeț. Asta e justificarea prezenței tale acolo. Pe bune, noi n-avem oameni care lucrează în domeniul sportului, noi n-avem arhitecți, noi n-avem oameni din Stăuceni care vin să ne creează despre asta, noi nu vrem să vedem un grup de lucru care se ocupă cu asta, noi vrem să vedem discuția despre un stadion în cadrul unui briefing a unui partid politic în Republica Moldova. Mega like pentru cosmosul din capul Partidului Democrat. Dragi prieteni, eu și azi am grăit cu mama și pe voi vă îndemn, sunați oameni de pe la țară și rugați-i să se păzească de râie. Râia e mare. În cazul mamei mele, râia e nu dublă, nu socialiști și democrați, dar e triplă, pentru că acolo mai este și partidul șor. Așa că păzea că e tare frumos ce se întâmplă. Și când ajungi la prezentare, zici despre capacitate, despre una și alta. Și încă o chestie despre care presa au scris, despre un furt, dar hai să-l remarcăm și noi. Candu zice că au ei un video ca să ne prezinte cum are de gând să arăți stadionul ăsta. Ia îndrăzni, uităm la video, domn Candu. Scopice? Deci asta este tehnologia modernă a secolului 21. Filmulețul la fel va fi plasat în calitate bună pe site-ul partidului, de aceea nu este neapărat necesară înregistrarea lui. Nu, ceva, filmulețul în calitate bună, am uși voia să-l vedeți. Nu numai pe site-ul partidului este postat, dar și în anul 2014 a fost postat. Picutat un alt canal de YouTube, așadar... Wow, ce muzică! Aici deja fără audio jungle! Dansem! Ei, dar noi suntem harnici cu voi și plecăm pe site-ul partidului și găsim ia ca acest video, da? Aici stai, Concept Arena Chișinău, așa se cheam, da, și tot cu muzică. Întrem! Hai să vedeți și voi! Ciuca, paca! Stadion, așa, tribunii se remodelează. Când colo stai și te uiți, ei, dar precizei... Precis, moldovenii au desenat asta, că văd inscripții în engleză, în franceză. Și se întâmplă? Când încolo, Arena de Dunkerque este așa o arena de Dunkerque, postată pe 5 februarie 2014. Construcțion de un arena comprenau un sal principal permetan la chioi de 10.000 persoane. Acazăvăță, o luat Partidul Democrat și-a furat nemilos acest video de pe internetul. Nu, eu înțeleg, există miliard furat și asta nu se compară, dar totuși, rebeat, și că nu... La miliard puțini spșie, puțini ori urmări documente, BNM-uri, puțini ori avea uși deschise, dar voi sunteți pe internetul, lumea ușor află minciunile astea. Nu, pșini, voi prostiți. Dragă domnule Adrian Candu. Și, nu în ultimul rând, vreau să aduc omagii unui om care în continuare este în viață, se numește Mihai Ghimpu. Am uși voi vă întrebați, dar cum tu ai sărit la arenă la Mihai Ghimpu? Pentru că astăzi, în cadrul briefingului, Plahotniuc, așa cum a menționat, că PDM-ul va propune candidatura Victoriei Ftodie, o doamnă la funcția de ministru a justiției. Această doamnă deja a deținut funcția de ministru a justiției în timpul comuniștilor, 2004-2006. Am noi putem să ne întrebăm ce s-a întâmplat pe atunci și eu n-am săpat adânc în arhivă. Dacă voi cunoașteți, puteți să mă ajutați în comentarii. Chiar v-aș fi mulțumitor. Mihai Ghimpu este întrebat la conferința de presă susținută de Partidul Liberal. Mihai Ghimpu este întrebat și credeți despre candidatura Victoriei Ftodie. Mihai Ghimpu, bineînțeles că răspunde și reconfirmă încă o dată distanța lui față de Homo sapiens. Așadar... Ascultăm. Ce credeți despre candidatura dumnealui? Candidatura dumneiei, de fapt. Candidatura propusă de PDM. Eu vreau să spun, cu toată dragostea mea, închid mele față de Vlad Plahotniuc, da, și de PD, care cunoașteți tot ce s-a întâmplat. Și
Eu vreau să vă spun cu toată dragostea mea față de Plahotniuc și față de Pedie, care cunoașteți tot ce s-a întâmplat. Noi nu cunoaștem ce s-a întâmplat, domnule Ghimpu. Noi știm că voi prin 2015-2016 erați destul de aproape de Pedie. După asta și v-a deranjat, mă tin, că nu v-a plăcut că s-a atins din nepotul dumneavoastră cum așa dosar penal. A? Noi nu știm ce s-a întâmplat, domnule Ghimpu, de asta și așteptăm să grăiți. De asta și apar jurnaliști ca să deschideți, cum se cheamă asta, ble? Hleboresca, da? În românești, hleboresca, să deschideți și să ne grăiți ce s-a întâmplat. Lumea așteaptă, știi, și tu, the whistleblower, șuieră și s-a întâmplat. Explică de ce a plecat unul, a doilea, a treilea, Marinuță, Șalaru, explică ce se întâmplă în partid. Ai îmbrăcat masca asta de frustrare, te-a îngropat lumea din nenumărate ori și în continuare o ții una și bună, pedibilism. Și stau oameni tineri alături, Zotea, iacto, în spate stă Valeriu Munteanu, care tot prezintă semne de inteligență. De ce se rabdă așa ceva? Așadar și... Și mai răspunde Ghimpu? Dacă vă susține de caz de unire, iert toate păcate și atunci îți comentez întrebarea dumneavoastră. Pizdeț. Dacă Plahotniuc vă susține declarația de unire, iert toate păcatele și îți răspund la întrebarea dumneavoastră. Afigenă relația dintre presă și politician. Afigenă. Și presa rabdă asta. Presa nu șuieră. Eu nu înțeleg, deși există publica... Canal 2, Canal 3, Prime, care își permit să toarne adjective, să și super tendențioși în articole, dar și care se consideră, se numesc presă independentă, nu fac o campanie națională. Băi, facem o lună de adjective. Nu grești de Plahotniuc ca președintele Partidului Democrat, dar zici și el mai mut politician din Moldova a declarat și scrie despre asta cu caps lock și scriu despre asta 5-10 portaluri și scrie despre asta 5-10 știri pe săptămână și el mai mut politician și el mai mut politician. A să-ți dă în cap cine, mle? Consiliul Coordonator Audiovizual, cine să-ți dă în cap pentru asta? Și a să mănânci amend, ce să pățești? N-a să-ți dă voie să vii la briefingul Partidului Democrat? N-a huia tibia on zdalsea dacă tu acolo nu reușești o întrebare să o adresezi. Dragă jurnaliști, presă, dacă sunteți pe o valna cu mine, dacă cumva considerați aproape de suflet această doleanță a unui neștiutor, mucos, vlogger de pe internet, dați-mi de știri. Faceți așa, o campanie, putem să lucrăm împreună la denumire, dar vă rog frumos, credeți-mă, ar putea juca un rol foarte mare. De la Ghimpu cu Saghea și cu Unirea, atunci când este întrebat despre o candidatură la Ministerul Justiției, terminăm cu Plaha, care dă muzica mai tare atunci când tu vrei să-l întrebi ceva. Lucrurile trebuie schimbate. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Mâine plec la România. Care mâine? Băi, azi seara plec în câteva ore, trebuie să fac bagajele. Plec la România. Am pregătit și un poster special. A, uitați-vă ce surpriză. Pa da ta 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 ra ta. Pa pa ta ra ta pa ra pa pa ra ta. Deja am împânzit România. La ieșire din Vaslui, din Galați, puteți să vedeți acest poster. Am comandat două postere, când ne-am permis. N-am spectacole la Vaslui și la Galați, dar acolo am putut să-mi permit postere. Ne vedem cu mulți dintre voi la București, la Iași, la Cluj-Napoca și Timișoara. O să încerc să și eu activ pe Facebook cât de des o să pot. Deocamdată emisiunea Lumina ia o mică pauză de la emisiuni preînregistrate și live-uri. Dar voi să aveți grijă de sănătatea voastră mentală, să aveți grijă de conferințele de presă la care mergeți, la care le ascultați, pe care nu ascultați, pe care le bănuiți, aveți grijă de videourile pe care le copiați de pe YouTube-uri și aveți grijă ca dacă într-o bună zi Andrian Candu va dori să reprezinte Republica Moldova la Eurovision, să-l susțineți prin SMS-uri, măcar acolo să-și îndeplinească zisul lui de persoană publică. Mulțumesc mult pentru atenție, vă pup, vă cuprind, numai bine, sănătate, aruncați câte un like la acest video, eu și cu voi mă salut, salutați-vă și voi cu mine, dați-ne un like, ei, serios, la urmă, de-a mâine, poi mâine, dacă nu vă place ceva, puteți să-l luați înapoi, dar amu, dați-ne-l, că e tare important să vadă mai mult lumea acest video, să ne conectăm mai mulți la acest live. Deocamdată, arrivederci, tutti di faccio, cuti bambini, pupi di ciao, ciao di pupi. Madonna, chi da incettiazzo per il dato.